Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a fi la curent cu noile videoclipuri. Tot ce cauți despre turci celebri este pe canalul meu. Acuzațiile că celebrul producător Erol Kose l-a pălmuit pe Kanye Aman de către Demeto Özdemir și că producătorul Faruk Turgut a șters imaginile acestui incident au venit ca o bombă pe agenda cea mai frapantă a ultimelor zile a revistei. Erol Kose i-a reunit recent pe actorii populari Kanye Aman și Demeto Özdemir cu producătorul Faruk Turgut. Cu toate acestea, această întâlnire a provocat un eveniment neașteptat. Observând că Demeto Özdemir era deprimat în timpul întâlnirii, Erol Kose a explicat că această situație se datorează fotografiilor pe care Kanye Aman le-a făcut cu Francesca. În timp ce cei doi discutau despre această situație, Kanye Aman s-a apropiat brusc de Demet și i-a spus ceva. Între timp, Demeto Özdemir, care a fost șocat, l-a pălmuit pe Kanye Aman. Martorii oculari au susținut că acest incident a avut loc fără să-și dea seama ce se întâmplă. Imaginile înregistrate de camerele de securitate în timpul incidentului au fost surprinse de Faruk Turgut, producătorul unor actori celebri. Faruk Turgut a luat măsuri imediate și a eliminat aceste imagini și a împiedicat scurgerea lor în presă. Mai mult, Turgut, care a văzut că un fan a înregistrat acest incident, a șters acea imagine și a împiedicat răspândirea din nou a acestui scandal. Erol Kose a susținut că Demeto Özdemir era gelos pe Kanye Aman și că această palmă a fost o reflectare a acestei tulburări emoționale. Acest eveniment a devenit cel mai discutat de pe agenda revistei din Turcia și a fost urmărit cu mare curiozitate de fanii acesteia. Acest scandal, despre care ambii jucători păstrează tăcerea, este de așteptat să fie clarificat mai detaliat în zilele următoare. Se pare că lumea revistelor va continua să discute despre efectele acestui eveniment mult timp. Drept urmare, acest incident, povestit de celebrul producător Erol Kose, a avut un mare impact în lumea revistelor. Faptul că Demeto Özdemir, Kanye Aman și Faruk Turgut nu au făcut încă o declarație oficială cu privire la acest incident a crescut și mai mult curiozitatea. În timp ce publicul așteaptă mai multe informații despre cele întâmplate, acuratețea acestor acuzații și culisele incidentului rămân o sursă de curiozitate. Aceste evoluții extraordinare în lumea revistelor continuă să-și surprindă adepții. Misterul din spatele incidentului încă așteaptă să fie rezolvat în rândul presei tabloide și al fanilor. Vă puteți împărtăși opiniile de vâse valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru mai multe videoclipuri. Ne vedem în următorul videoclip. Aveți grijă de dumneavoastră! Pa! Pa!